Bună seara și Doamne ajută! Am întârziat cu mâncarea, că am fost plecată la piaț, după aia am făcut acolo niște cartofi în coajă de dimineață și Daci o pleca să și ie peleți, să cumpere. Am fost și la Kaufland. Și am fost și la Kaufland și n-am reușit să fac. Dar mâncăm noi acum cina, dacă am fost plecați. Și mă bucur că m-a cumpărat o oală minunată. Vă arăt. Că acum și mâncare fac și... Da, noi pregătim cina, dar o să punem mâine de dimineață, că astăzi nu mai reușim să punem. Durează cam o oră jumate și atunci nu are rost. Și atunci punem mâine ce am făcut acum seara. Și am zis că să facem un mic video, să vă spunem cum e situația, că numai micul dejun am reușit să postăm astăzi. Ioi. Deci asta e de la Kaufland luată. Da, are 10 litri. 28 de centimetri circumferința. E foarte groasă, foarte faină. Eu n-am avut așa. A mea de supă e mai subțire ca asta. Și m-a adus și Anca una, tot de 10 litri. Dar ea e subțire și aia e subțire. Vă arăt și pe aia. Dar m-am bucurat până acum de ea. Stai cum să fac. Da, da, ca asta nu. Mi-a ridic cu o mână. Asta. Dar, nu, e subțire față de asta. Asta e trainică, cum da, să zice. Da, e de calitate, da. Și mă bucur, nu pentru mâncare, cât mă bucur vara, când vreau să fac o dulceață de căpșuni, de caise, de nu prinde asta. Sigur, dacă asta nu prinde, care e vai de ea săraca, atunci asta, că e așa groasă și faină. Ah, uite, mami, de 20, 9 litri, scuze, 9. 10, 10 litri are. 10? Da. Și asta la fel are 10 litri. Stai că să filmez, să văd. Nu, nu, așa să vede. Ok. Da, am în 20 litri. Acum am, nu mai întreb alta, să știți. Dimensiunea asta. Da. E foarte faină. Mă bucur de ea. E chiar pe plăcerea mea. O fost și mai mică și după aia îmi pare rău, dar asta e. Că avea 3 litri, dar o pun așa să stea mai bine. 3 litri, era micuță. Să știi că așa nu stă bine. Așa stă super. Uite, vezi? Oh, ok. Aia era de 3 litri și soțul meu, multe, că eu am de naștea mici, tot le cară cu ceai. Și i-am spus, dar fă-ți una pentru ceai și lasă pe aia. Nu. Și totdeauna mi se deranjată cu ceaiurile. Nu, mă bucur că îți place. Da. Am eu de la astea vreo 3. Asta e de la Mirela, așa e? Nu știu. Cred că de la Mirela ai, da. Mirela nu m-a dat mie de la astea mici. Știu că ea are firma aia, nu mai știu. Da, nu m-o da Mirela de naștea mici, să știi. În sfârșit, două deja sunt acolo la soțul, că nu sunt pe aici. Deci numai una mai am aici. Și eu am 3 așa. Dar spune la lume cât ai dat pe ea. A, păi am dat 160. 160, da. 159. Dar e minunată, să știți, sincer. Și cum spun, faci și supă, poți să faci și suc de roșii, poți să faci și dulceață de caise, de orice. Deci e foarte faină, 10 litri, e minunată. Și poți să pun și o tutcă acolo. Curcan. Curcan, ca să o faci o supă așa și să faci curcanul întreg, știi? Îl fierbi așa numai pe jumate și după aia îl puni în cuptor. Asta, nu știam cum să... Tu mă gândeam curcan și cum se numește muirea lui. Curcă, am înțeles. Curcă, da. No, ce mare lucru. Da. Femininul de la da, curcan lui. Se numește curcă. Na, să vorbesc mai domniește, na. Dar nu știu care e hârleț și care e sapă. Da, eu totuși cred că e așa cum zic. A spus că e lopat. Nu. Lopat, ai spus. Nu. Ba da. Un fel.
Un fel de lopată. Nu am sfârșit. Deci v-am arătat oala mea. Acum începem la rețeta mea. Fac chiftele din soia și am pus aici cartofi, morcov, ceapă și asta e pentru chiftele. Și am spanac. Spanacul nu o să fac sos. Asta e foarte fain, este spanac din ăla baby. Da. Baby da. Spanac. Asta e mai dulce, mai mare. Ai tu voie să mânci din asta? Lasă să spun eu. Deci nu o să-l toc și să fac sos. O să fac un sos și îl pun gata opărit acolo. Sau chiar direct așa în sosul ăla. Deci îl vreau să rămână frunze. Nu toc. Da? Da. Aha. Și cartofi cine vrea să facă, facă, cine nu, eu nu mai fac. Da, eu știu că tu faci tocat cu ustură și da. cu lapte. Așa. Și cu un pic de făină. Da. Nu așa îl faci? Nu-l mai fac așa. Și cum? Acum pun apă să opăresc pentru, cum îl cheamă, soia, pentru să pun apă să se opărească. Bine, dar tu acum, deci eu video ăsta nu-l fac pentru rețetă, ăsta e separat. Da, de ce nu ai început mâine. La rețetă. Ha? Nu ai început la rețetă. Nu, am zis că video ăsta să fac numai să-ți prezint oala. A, păi da. Și să spun că n-am mai reușit să postăm astăzi mâncare. Da. Că n-am postat numai micul dejun. Exact. No. Dar eu am spus și acum începem rețeta. Păi trebuie să închid video ăsta. Păi de ce n-ai închis? Păi nu m-ai spus. Am spus. Și acum începem la rețeta noastră. Eu am prezentat oala, am spus tot ce am avut de oală. Aha. Tu trebuia să închizi și am spus că începem la rețetă. Vă dorim o seară minunată. Îmi cer scuze că n-am putut să punem rețetă astăzi. Se mai întâmplă, am avut alte probleme de făcut, de rezolvat. Și o să postăm mâine ceea ce fac eu în seara asta. Și cam atât. Vă dorim numai bine și începem rețeta. Pace, la revedere!